Termoenergetica a avut anul trecut pierderi de sute de milioane de lei din cauza avariilor, cu alte cuvinte, banii care au intrat în pământ. Despre ce sume vorbim ne spune chiar acum colegul meu Cornel Chitu, ce este în direct alături de noi. Cornel, te urmărim, bună ziua! Bine v-am regăsit. Vorbim în primul rând de cel mai negru an în ceea ce privește veniturile pentru compania Termoenergetica, pentru că potrivit unui document publicat pe site-ul Primăriei Capitalei au fost înregistrate pierderi de peste 500 de milioane de lei. Ce este de precizat este că motivele sunt două principale. În primul rând vorbim despre vechimea rețelei centrale și totodată de avariile care au fost simțite mai ales de către cei care beneficiază de sistemul centralizat de căldură și de alimentare cu apă caldă. Ce este de precizat este că pe fondul acestor deranjamente oamenii aleg în primul rând să facă niște economii și să-și cumpere centrale proprii, chiar dacă după cum știu foarte bine prețurile în ultima perioadă au crescut și în cazul acestor dispozitive și să scape astfel de situațiile neplăcute care sunt, după cum știu foarte bine, în capitala țării noastre extrem de prezente. Vorbim de niște avarii care enervează de-a dreptul oamenii pentru că sunt cel puțin săptămânale. Dacă sunt analizăm procentele, potrivit celor de la Termoenergetica, între anii 2018 și anul 2021 au fost pierderi de la 23,82% la 28,58%, deci vedem o diferență foarte mare când vine vorba despre aceste venituri și totodată despre pierderi. Ce este de precizat? Vă spuneam că oamenii aleg să facă anumite economii și să-și cumpere ulterior aceste dispozitive care i-ar scăpa pe aceștia de deranjamente. Inclusiv săptămâna aceasta sunt deranjamente în capitala țării noastre, în sectorul 5, aici unde sunt afectate numai puțin de 50 de blocuri de către această situație neplăcută.